No, să trăiți, oameni faini. Uitați că m-am gândit să mai fac un live video pe o chestie care e tot mai discutată și tot mai întrebată în ultimul timp. Finanțări de case. No, m-am gândit să vă explic odată cum funcționează o finanțare. Câți ani se plătește această casă, cât plătiți dobândă, ce înseamnă tilgung și așa mai departe. Deci, am să întorc camera, am scris un programel în Excel în care cred că vă pot explica foarte bine ce înseamnă să cumpere o casă. Stați două secunde să întorc camera. Deci fiți atenți. Haideți să facem o comparație. De exemplu, 200.000 de euro costă imobilul, da? O dobândă undeva de 2,3% și atunci să vedem, da, cât s-a durează să o plătim. După cum vedeți, avem aici 28 de ani și 26 de luni la o rată de 800 de euro. Având 71.000 dobândă în valoarea sumei de 200.000. Deci, pe voi vă costă de fapt această casă sau acest imobil la 200.000, 210 euro. Restul plătiți datoria voastră înapoi, da? Nu, acum, fiindcă multă lume spune, de ce să strâng bani, plătesc chirie degeaba, n-are nimic, iau o dobândă mai proastă, dar vreau să-mi cumpăr imobilul. Hai să punem numai 1% mai multă dobândă, ce se întâmplă? Plătim 36 de ani, 800 de euro. Deci diferența dintre 3,4, de exemplu, sau 2,4... Vedeți ce înseamnă? Deci, de aia zic, prima oară adunați bani, după aceea faceți-vă socoteala. Acum să luăm altă constelație. 150.000, avem nevoie de 150.000 și să căutăm timpul care ne trebuie, da? Așa. La 150.000, la o dobândă de 3%, să rămânem realistici și să punem aici 700 de euro pe lună, ceea ce este realistic. Da? Atunci, după cum vedeți, după 25 de ani, mai avem o datorie de 4.000 de euro. S-a plătit din toată suma, te costă de fapt locuința 214.000. Deci asta este doar să vă dați voi seama ce este diferența și la 0,1% din dobândă, cât contează pe suma sau pe anii aia. Ca să nu crede, na, ce are 1% dobândă mai puțină, nu-i nimica. Nu contează, contează foarte mult. De aceea faceți mai bine prima oară un plan, adunați niște bani, să aveți cel puțin costurile pentru un notar, pentru o tabulare și așa mai departe, ăștia 10%, plus cam încă 10% din capitalul imobilului. După aceea vă băgați la o finanțare. Asta e părerea mea. Acum depinde și de sumă și de cât plătiți chirie și așa mai departe. Sunt mai mulți factori. Dacă mai aveți întrebări, știți cum dați de mine. Numai bine. Pa, pa!